Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În sfârșit, un plan semnificativ de înăsprire a sancțiunilor pentru depășirea vitezei. Altul? România. Unul nou. Da, e unul nou. E un proiect de lege care este susținut de partidele de guvernament și inițiat, printre alții, de liderul de grup al deputaților liberali. Scrie publicația Profit.ro. Prevede inclusiv confiscarea autovehiculului în anumite condiții de depășire a vitezei. Acum, să nu vă imaginați totuși că parlamentarii noștri merg așa chiar până la capăt, ca o timiditate veche și greu de justificat de altfel față de irresponsabilii de pe șosele. Dar e un început. Deci, citesc din proiect. Depășirea cu mai mult de 100 de km pe oră a vitezei maxime admise pe un anumit segment de drum, evident, va fi sancționată cu amendă de la 9 la 20 de puncte și complementar, adică la 1400 de lei punctul de amendă, aproape 3000 de lei. Și complementar cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, adică îi se ridică permisul, 180 de zile. 6 luni. Repetarea faptei în decurs de jumătate de an, în cazul ăsta perioada de suspendare e majorată cu 30 de zile, adică suspendare 7 luni. De asemenea, pentru depășirea cu mai mult de 100 de km pe ora vitezei maxime admise, se și reține certificatul de matriculare timp de 6 luni. Dacă în această perioadă mașina e totuși scoasă în trafic și identificată, e confiscată. Deci, ați înțeles, da? Pe segment de drum, să zicem în localitate, în loc de 50, 151. Responsabilul merge cu 151, prima dată suspendarea permisului 6 luni și amendă 3000 de lei. Eu vezi că aici 1400 de lei, punctul de amendă e 140 de lei. 140 de lei? Da. E 10% din salariul minim de pe vremea lui Dragnea. Păi 140, deci 140, nu, e, da. Nu că mi s-a părut fabuloasă amendă. Scuze. Da. Deci da, păi am și zis 3000 de lei, am zis corect. Da. Bun. Deci depășirea cu 100 de kilometri, suspendarea permisului 6 luni. Dacă cumva ăla... recidivează? Da, și se reține certificatul de matriculare a mașinii tot timp de 6 luni. Deci nu mai mergi cu mașina 6 luni, nici cu altă mașină. Și nici cu mașina respectivă. Au simplificat-o, în loc să-ți ia mașina, că probabil că n-au unde să le pună. Da. E mai simplu, ți-au certificatul, te-au prins, te-au ars. În cazul în care, sigur, dacă conduci fără permis, e infracțiune, dar dacă mașina este condusă, care, mașina care i-a fost reținut talonul... Da, o dai al cuiva. Da, e confiscată. Și se mai suspendă nu știu cum. Acum, e un pas înainte, desigur. Inițiatorii invocă exemple din țări din Uniunea Europeană, unde au fost aplicate astfel de sancțiuni dure și a scăzut numărul contravenienților. Dar întrebarea mea e totuși... E bine că se întâmplă. Dar, totuși, 100 de kilometri în plus nu e cam mult? Adică, sancțiunea... Au mers la extrem, probabil că... Stai puțin. Dacă depășești cu 50 de km pe oră, acum, în condițiile actuale, ți se suspendă carnetul, 3 luni. Și următorul pas o să fie 100 de km? Între 50 și 100 de km nu se întâmplă nimic? Adică ce ar fi fost să zicem, hai pune și 70 de km depășire pe oră. Nu ar fi fost mai... Știi că sunt segmente de drum, acolo unde poți să mergi cu 70-90 de km la oră, dar unde apar intersecțiile, sunt segmente de drum unde trebuie să mergi cu 30 de km la oră. Da. Bucăți mici. Dacă cineva vrea să comită un abuz acolo, suspendă toate mașinile. Pentru că, știi ce zic, dacă vorbim doar de 50 de km la oră, că 80, sunt mulți care trec cu 80 prin zone cu 30 de km la oră. La 50 ți se suspendă... Pe asta zic. Și probabil că de asta au dus-o la extrem, la 100 de km la oră. Totuși, nu cred că trece dintr-o limită de 90 de km în 30. Ba da, sunt bucăți de drum acolo unde există intersecții, unde viteza este limitată. Dacă te uiți, ai să vezi că se întâmplă și asta. Cine intră într-o intersecție cu 130 de km pe oră? Cu cine? Și dacă intri într-o intersecție cu 130, nu vorbim de autostradă, 130 e viteză de autostradă. Da. Dacă intri într-o intersecție cu 130 de km pe oră, nu ar fi logic totuși să ți se suspende permisul? Adică... Pe viață. Eventual. Și asta o discuție, dar, să știi. Ridică o problemă interesantă, Silvia, care zice și dacă nu e mașina șoferului? Adică se dacă... confiscă. E bine, măi, păi cine a dat-o, i-a dat-o să conducă normal. Aici sunt de acord. Adică dacă tu mi-i împrumuți, Vlad, mie mașina azi dimineață, da? Da. Și eu o iau, tu ai încredere în mine că eu conduc civilizat. Da. Uite, mă apucă... Vezi tu după aia ce vorbim. Pe asta zic. Cum adică, ți-a ție mașina? Ai încurcat-o. Păi da.
ca să mă învăț minte, să-ți mai dau mai am credere în tine vreodată. Tare, da. Dacă dai, n-ai. Da. Cum ar veni? Da, interesant. Da, plus mașini de firmă, dar hai, la firmă mai e... Okay. Cum mai e, da, deocamdată, ăsta este un proiect. Da, o să vedem ce se întâmplă, dezbateri. Important e că e susținut de majoritate și cred eu are șanse să treacă și chiar ar trebui adoptate totuși niște măsuri mai ferme pentru descurajarea abaterilor de acest gen. Adevărul cu 100 de kilometri la oră în plus e exagerat de mult. Ar putea serios? Să mai... Da, nu, serios, acum îți dau dreptate. Adică... Da. O să ducă la 130 și atunci... Știi, ca să diferența... nu se aplice niciodată. Da, iată. Dar plus că diferența e, gândește-te, 50 de km pe oră în București, pe o stradă oarecare. Dacă ăla merge 150 sau 130... Ceea ce e posibil, crede-mă. Se mai întâmplă liniuțe pe aviatorilor noaptea, pe maghierul, cum era odată, că acum e Bălcescu. Da, nu, dar spun, de ce nu aplici măsura asta de la 130? Adică, zicea, 130... E ok, doar îți luăm permisul 3 luni și asta e, mergi mai departe. Băi, da, ai făcut 150, stau încolo de treabă. Care e diferența? Adică accident la 130 sau 150 în oraș, nu cred că e vreo diferență de, în privința efectelor. Și la 100 e la fel de grav, adică iată, poți să cobori foarte mult limita asta de... Ar fi o idee, știi? Toleranță. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.